Primarul Constanței a sărbătorit sâmbătă noapte în club noul brand al țării. Înconjurat de zeci de domnișoare, Mazăre a cântat și a dansat. Bineînțeles că nu s-a abținut nici de la declarații, mai mult sau mai puțin politice. Țară, uite la aici. L-ai văzut? Descriptiv așa, pentru cine nu înțelege? Pentru cine nu înțelege, dacă tot le-a căzut guvernul, ne apucăm de o treabă serioasă, să promovăm litoralul cu distracție și cu fete frumoase. Și am început să facem și o să vedeți ce explozie va fi. Așadar, promovarea turismului românesc se va face prin alte mijloace de acum încolo. O să promovăm litoralul pe posturile internaționale, o să-l promovăm cu distracție și cu fetele frumoase. Și o să mergem pe alte piețe decât cele pe care au încercat până acum. O să mergem pe piața arabă, în primul rând. Pentru această vară, primarul are planuri mari. De pe 1 iunie va fi distracție, inclusiv carnaval. În vara asta vom avea carnaval cu care alegorice. Nici după finalizarea sezonului estival, Mazăre nu vrea să le lase pe tinerele care l-au însoțit în club să se odihnească, ci s-a gândit să le trimită în țări străine, ca să atragă mai mulți turiști, desigur. 3 luni în România, după care o să plece să ne reprezinte în străinătate. Primarul Constanței a sărbătorit în club, prin muzică și dans, căderea guvernului până dimineață.